Hei, dragilor, din nou ne aflăm împreună și de data aceasta vin să predic și să vă aduc la cunoștință pe cei mai eretici dintre eretici. Într-adevăr, ei sunt cei mai eretici, martorii lui Jehova, ei se numesc martorii lui Jehova, dar ei nu sunt de fapt martorii lui Jehova. Jehova înseamnă Iahve, înseamnă însuși Dumnezeu Creatorul, biblic vorbind, dar ei nu sunt adevărații martorii lui Jehova. Ei nu sunt adevărații urmași ai martorilor lui Jehova. De aceea vin și să vă spun marile erezii. Cea mai mare erezie a martorilor lui Jehova este că ei susțin cu vehemență că Iisus Hristos nu este Dumnezeu. Cine nu crede că Iisus Hristos este Dumnezeu, dragilor, biblii vorbind, ei nu poate să fie mântuiți. De aceea martorii lui Jehova vin și susțin, pe lângă faptul că au Biblia modificată, ei vin și susțin că Iisus Hristos nu e Dumnezeu. Ei susțin că Iisus a fost un înger, a fost cineva creat de Dumnezeu, a fost chiar primul creat de Dumnezeu, prima creație, și după aceea, prin Hristos, Dumnezeu a creat lumea. O erezie mare, o mizerie și o blasfemie la adresa lui Dumnezeu. Cine crede că Iisus Hristos nu este Dumnezeu, biblic vorbind, nu poate fi mântuit. Deci aceasta este cea mai mare erezie a martorilor lui Jehova. Ei susțin că Iisus nu e Dumnezeu. Dragilor, dacă citiți tot Noul Testament, de exemplu, eu acum sunt în plin soare. Priviți soarele, dragilor. Bine, voi nu puteți să vedeți soarele, deși vi-l pot arăta. Dar uite, ăsta e soarele acolo. Cum puteți voi să vă uitați? Nu, uitați-vă în soare. Există soare, da? E bine, eu sunt în plin soare în momentul de față. Sunt în plin soare și e ca și cum, dacă exact așa gândesc martorii lui Jehova, aș putea să întreb, bă, unde e soarele? Adică eu sunt în plin soare acum, unde e soarele? E bine, tot așa, toți oamenii care citesc Noul Testament și încă susțin că Iisus Hristos nu e Dumnezeu, este ca și cum ești în plină zi, în plin soare și zici, unde e soarele? E nebunie! Tot Noul Testament, chiar și Vechiul, dar mai ales Noul Testament, susține că Iisus Hristos este Dumnezeu. Toți apostolii, Toma, Ioan 20, de la versetul 23 în jos, Ioan 20, Luca vine și susține, Domnul meu și Dumnezeul meu, apostolul Petru, în 2 Petru 1, de la versetul 1, Dumnezeu Iisus Hristos, apostolul Pavel, în Tit 2, de la versetul 13, să așteptăm pe Iisus Hristos, Dumnezeul nostru. Chiar și fratele Domnului Iisus, fie Iacov, fie Iuda, în Iuda 1, de la versetul 34, oamenii s-au lepădat de stăpânul lor, singurul stăpân și Domn, Iisus Hristos. Sunt multe texte care arată că Iisus Hristos este Dumnezeu și de-aia oamenii l-au și prigonit, conform Ioan 1, cu, de la versetul 17 la 18, nu doar că el dezlega ziua sabatului, ci se făcea teopotrivă cu Dumnezeu, și ba mai mult, Domnul Iisus chiar a zis pe față, numele lui Dumnezeu în Scriptură îl vedem, eu sunt. Eu sunt cel ce sunt. Iar Domnul Iisus zice în Ioan 8:24 că dacă nu credeți că eu sunt, veți muri în păcatele voastre. De aceea o erezie mare a cultului martorilor lui Jehova este că ei nu cred că Iisus Hristos este Dumnezeu. Dacă studiați Noul Testament, eu am făcut chiar o predică, ascultați predica Cine este Iisus Hristos conform Scripturilor. O găsiți la mine în site, în site-ul fărăcompromis.ro, la rubrica video, Cine este Iisus Hristos conform Scripturilor. El e Dumnezeu, El a scos dragi, El a acceptat închinarea de la oameni, îngerii slujau Lui, Matei capitolul 4, El e Domnul Domnilor și Rege al Regilor, El are toată slava împreună cu Tatăl și cu Fiul, Apocalipsa capitolul 5, El este Alfa și Omega, Cel dintâi și Cel de pe urmă, Apocalipsa capitolul 1, El a fost mort, dar a înviat în vecii vecilor. Asta ne spune Scriptura. Deci cea mai mare erezie a celor mai mari eretici, martorii lui Jehova, este că ei susțin că Domnul Iisus nu este Dumnezeu. Dacă ești la martorii lui Jehova, te încurajez cât de rapid, fără discuție, să ieși de la acel cult. O altă erezie a martorii lui Jehova, ei nu cred că există Duhul Sfânt. Pentru noi Duhul Sfânt este o persoană, este a treia persoană a Trinității, a Dumnezeirii. Ei susțin că Duhul Sfânt este o putere. Ei susțin că Duhul Sfânt este o putere, nu o persoană.
Dragilor, Biblie vorbind, Duhul Sfânt este o persoană, El e Dumnezeu, El convinge lumea în ce privește păcatul, judecata, neprihănirea, Ioan 16:8. Duhul Sfânt convinge, pe cum ar putea o putere să convingă? Duhul Sfânt convinge, doar o persoană poate să convingă. Ba mai mult, Duhul Sfânt poate să fie întristat, Efeseni 4:30, nu întristați pe Duhul Sfânt cu care ați fost pecetuliți pentru ziua răscumpărării. Ba mai mult, în Fapte 15, de la versetul 28, li s-a părut nimerit Duhului Sfânt și apostolilor să nu mai pună peste neamuri o povară mai mare decât ei pot să ducă. Deci, li s-a părut nimerit, în alte cuvinte, Duhul Sfânt a călăuzit oamenii. Pa mai mult, în Fapte capitolul 5, Duhul Sfânt, fiind Dumnezeu, l-a omorât pe Anania și Safira, pentru că au mințit împotriva Duhului Sfânt. Deci nu poți să minți împotriva unei puteri. Minți împotriva Duhului Sfânt. Și sunt multe, multe, multe texte, cum ar fi Ioan 14:16, Domnul Iisus zice, eu mă duc și vă voi trimite un alt mângâietor ca mine, Duhul Sfânt. De aceea, dragilor, luați punctul ăsta de vedere. De aceea, martirii Iehova, ei nu cred în Duhul Sfânt ca fiind o persoană, ca fiind Dumnezeu, ca fiind a treia persoană a dumnezeirii. Cine nu crede în Duhul Sfânt, oamenii aceștia nu pot să fie mântuiți. Luați Biblia în serios, luați lucrurile în serios și pocăiți-vă. Un alt aspect, a treilea erezie a martirilor Iehova, ei nu cred în Trinitate. Ei nu cred în cele trei persoane ale Dumnezeirii. Ei nu cred în Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Ei nu cred că Iisus Hristos e Dumnezeu. Ei nu cred în Duhul Sfânt ca fiind Dumnezeu, ca fiind persoană. Automat ei nu pot să fie mântuiți, ca și brahamiștii sau acea parte, acea ramură dintre pentecostali. Nu cred în Trinitate. De aceea, din nou erezie, am vorbit foarte clar despre lucrurile acestea. Luați lucrurile în serios. Biblia vorbește și declară de Trinitatea, a creat omul după chipul și asemănarea noastră, să creăm om după chipul și asemănarea noastră, Geneza 1, Isaia 6, pe cine să trimitem pentru noi, da? Din nou Trinitatea. Ioan 14, de la 23, noi vom veni la El și vom locui împreună cu El, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. De aceea asta este a treia erezie a martirilor Iehova, ei nu cred în Trinitate. A patra erezie a martirilor Iehova, ei au făcut o casă în California, în America, ei au făcut o casă pentru patriarhi, pentru Avram, Isaac și Iacov. Ei susțin că Avram, Isaac și Iacov trebuie să se întoarcă pe pământul ăsta și ei au făcut o casă acestor, așa zis, e nebunie, deja vă dați seama, deja au luat o parătură. Bineînțeles că majoritatea dintre ei, liderii cei mai mari, au profitat de acea casă, de la banii făcuți de la Enoria și ei s-au mutat în casa aceea. E din nou nebunie. Ba mai mult, e o afacere extraordinară, ei plătesc oamenii care vin din poartă în poartă, unii sunt mai cu o inimă pentru erezia lor, fiind voluntari, dar alții sunt plătiți și vin din casă în casă să-ți bată ție, să-ți dea cele două reviste. Au două reviste eretice, Treziți-vă și Turnul de Veche, care aceste reviste proclamă totul împotriva Scripturii autentice. Ei au făcut o casă în California, după cum am spus, pentru patriarhi și profită total alții. Ca și cum ai zice și eu, haide să adunăm niște bani, să mutăm muntele de acolo, să-l mutăm un pic mai încolo. Păi e nebunie, e ceva deplasat. A cincea erezie, care este una dintre ereziile principale a martirilor Iehova, ei vin și susțin că Biblia, de fapt, ei au modificat Scriptura. Scriptura noastră, mai ales că noi avem o traducere a Dumitru Cornilescu, ei nu au la fel Scriptura ca a noastră. În Scriptura lor, Iisus Hristos a fost răstignit pe un stâlp, nu pe cruce. În Scriptura lor, Iisus Hristos nu este declarat Dumnezeu, dar sunt texte unde, dacă știi foarte bine Scriptura, precum Isaia 48, de la versetul 11 la 12, zice, eu sunt cel dintâi și cel de pe urmă. Și în Apocalipsa capitolul 1, Domnul Iisus zice, eu sunt cel din tâi și cel de pe urmă, îi prinzi. Dacă folosești Isaia 48 cu 11 și 12 sau Apocalipsa capitolul 1, îi prinzi, unde arată că Iisus Hristos este Dumnezeu. Nu s-a modificat toată, dar peste poate 80% e modificată, mult, mult, mult modificată Biblia lor. De aceea ei nu pot să ajungă la mântuire, Satana face tot ce-i stă în putință ca să îl ducă pe un om în eroare. Dacă te-ai născut într-un cult sau dacă declari că ești într-un cult, știu eu, practicant, ai face bine să testezi cultul tău, să testezi bine, ca nu cumva să te trezești că a fost un cult eretic. O a șasea erezie pe care martirii Iehova vin și îl susțin, după cum am spus, Domnul Iisus Hristos, ei susțin că a fost răstignit, de fapt n-a fost răstignit, ei susțin că a fost tâlpuit, adică a fost pironit
pe un stâlp, adică cu mâinile așa, să fie pe un stâlp. E o erezie aberantă. Biblia vine și susține în toate textele posibile că a fost răstignit, răstignea la crucificarea, de fapt era o tortură a romanilor după vremea atunci, chiar și Google spune treaba asta. Dar încă un lucru care trebuie să-l țineți cont este că deasupra Domnului Iisus Hristos, deasupra capului Domnului Iisus Hristos era scris cu slove grecești, în latină, în ebraică sau cum zice, Iisus împăratul iudeilor. Deci dacă avea deasupra capului acele acea plăcuță, unde mai erau mâinile? Și dacă avea mâinile, unde mai era plăcuța? De aceea el a fost crucificat, dragilor, el a fost răstignit și deasupra capului avea acea tăbliță. Și nu doar, Biblia vine și susține, dacă noi am fost răstignit împreună cu Hristos, da? Cum spune Roman capitolul 6, Galaten 2 și sunt texte, Martirul Jehova cum ar avea expresia? Am fost tâlpuit împreună cu Hristos sau am fost... E nebunie. Din nou o erezie, țineți cont și de treaba asta. Ba mai mult, a șapta erezie, ca și la adventiști și nu doar, chiar și o anumită ramură la pentecostali, Martirul Jehova susțin că iadul nu-i veșnic, că este anihilare. Am tot predicat despre iad, vă recomand, am predicat despre iadul veșnic. Iadul este veșnic, achin, Domnul Iisus Hristos, El e veșnic, de aceea El trebuia să vină să ne plătească nouă pedeapsa veșnică, altfel nu puteam să fim iertați. Fără El nu există iertare, de aceea dacă iadul nu-i veșnic, ce-am plătit? Ca și adventiștii, ei cred că iadul este anihilare, de fapt ei au fost odată una, ei au fost o singură religie, adventiștii cu Martirul Jehova, unii au ieșit de la alții și unii au adoptat și au rămas cu multe, multe erezii, de aceea țineți cont și de treaba asta, deși am tot vorbit despre multe moduri și multe feluri că iadul e veșnic, vă dau repede doar câteva texte. Apocalipsa 14 de la versetul 9 la 11 zice că ei vor fi chinuiți în veci în vecilor, deci iadul e veșnic. Apocalipsa 20 versetul 10, diavolul care înșela a fost aruncat în iadul cel veșnic împreună cu fiara și prorocul mincinoși și vor fi munciți zi și noapte în veci în vecilor. Munciți zi și noapte în sensul că chinuiți. Matei 25, versetul 41, duceți-vă de la mine, blestemaților, în focul cel veșnic care a fost pregătit diavolului și îngerilor lui și în versetul 46, aceștia vor merge în pedeapsă veșnică. Deci, iadul este veșnic achin. Sunt multe versete, ascultați predica despre iad, exact ca și adventiștii, Martirul Jehova sunt eretici și au erezie din punctul ăsta de vedere că iadul ar fi veșnic. Un alt aspect, ei nu înțeleg și nu cred că Dumnezeu l-a jertfit pe Domnul Iisus Hristos, nu cred în jertfa supremă, mai ales că ei nu cred că Iisus Hristos e Dumnezeu, ei nu cred că Dumnezeu l-a omorât pe Iisus Hristos. O a noua erezie care o găsesc și sunt extrem de trist ce se întâmplă cu copiii acestor Martirul Jehova, am înțeles că fiecare decide să facă ce vrea, unde vrea, să trăiască unde vrea și cum vrea, dar e o tristețe mare. Martirul Jehova, asta e o erezie mare, ei nu acceptă transfuzia de sânge. Bazat pe anumite interpretări, zic ei din Vechiul Testament că după cum în sânge e viață, ei nu-și dau copiii, deși nu există un text, nu-și dau nici măcar la copiii lor transfuzia de sânge sau organele lor. Ce nebunie! Domnul Iisus Hristos așa de mult ne-a iubit încât ne-a dat sângele Lui pentru noi. Ce nebunie! Deci El ne-a dat sângele Lui pentru noi. Adică noi să nu ne dăm sângele nostru, mai ales pentru copilul nostru, la o transfuzie de sânge, chiar în 1 Ioan 3 cu 16, noi trebuie să fim gata să iubim până acolo încât să ne dăm viața pentru frați, după cum ne-a dat Hristos viața. A noua erezie, ei nu fac transfuzie de sânge. Dragilor, o adevărată iubire este să-ți dai viața pentru celălalt. Să fii gata să-ți dai un rinic, să-ți dai sânge, să-ți dai viața ta. Interesant e că unii oameni de la Martirul Jehova, deși au făcut lucrul acesta și n-au salvat copiii lor sau familiile lor, după aceea au uitat în regrete, precum trebuia de fapt să facă această donație și mai departe. Deci o erezie la Martirul Jehova, ei nu fac transfuzie de sânge, cu toate că Domnul Iisus Hristos ne-a dat sângele Lui pentru noi. O altă erezie, ei au aceste două cărți, pe lângă scriptura lor care e modificată, au două cărți, două reviste, Treziți-vă și cealaltă revistă, Turnul de Veche,
Sunt niște reviste care promovează paradisul, promovează o viață morală, dar nu are treabă cu adevăratul Dumnezeu din Biblie, nu-L proclamă pe Domnul Iisus Hristos ca fiind Domn și Dumnezeu și proclamă ereziile lor, așa zis la regatul, așa zis la aceste congrațiuni sau congresiuni, cum le numesc ei, abar n-am. Chiar și botezul pe care îl fac, nu poți să te botezi când vrei tu, trebuie doar o dată pe an sau, în fine, slavă Domnului, am avut ocazia să, prin predica mea, să văd vizibil cel puțin două familii, o familie care a studiat 10 ani la Martorii Iehova, am stat de vorbă cu ei, le-am explicat Evanghelia și cu multe întrebări și chiar și studii, această familie a ieșit de la Martorii Iehova, slavă Domnului, s-au dus la frații baptiști, chiar s-a și botezat. Îi dau slavă Domnului pentru că Domnul lucrează, chiar și altă familie, un an jumate a studiat cu Martorii Iehova și s-au pocăit toți din acea familie și chiar el a devenit predicator chiar la frații baptiști. Îi dau slavă Domnului pentru treaba asta. A 11-a erezie, ca și musulmanii, ca și ortodoxi, ei pun accentul pe fapte bune. Ei propovedesc din casă în casă și ei pun accentul pe fapte bune, cu gândul că dacă ai păcate, ca Dumnezeu să te ierte, trebuie să-ți ceri iertare de păcate și să nu le mai faci. Și să faci fapte bune în contul la asta, chiar și când mergi din casă în casă cu gândul că ei predică. Dragii, noi ne cred că am înțeles foarte clar că mântuirea vine prin credința în Domnul Iisus. Un Dumnezeu drept nu te poate ierta prin fapte bune. Un Dumnezeu drept, chiar zice în fapte 2 cu, în Efeseni 2 cu 9, nu prin fapte ca să nu se laude nimeni, în Galateni 2 cu 16 și sunt multe texte. Dar Biblii vorbind, un Dumnezeu drept pedepsește păcatul. Nu poate să te treacă cu vederea la judecată doar pentru că ai niște fapte bune. Nici vorbă. Aceasta este o altă erezie. O altă erezie, erezia numărul 12, ei susțin că după moarte, când ajung ei în rai, ei vin și susțin că devii Dumnezeu. Se bazează pe anumite interpretări în Scriptură, ei vin și susțin că tu devii un Dumnezeu mai mic. În rai devii un Dumnezeu mai mic. E nebunie. Trebuie să testăm totul după Biblie, dragilor. O a 13-a erezie, ei vin și susțin că Iisus Hristos este un arhanghel. E creat, ei susțin că nu e Dumnezeu, e un arhanghel, da? O a 14-a erezie, conform textul din Apocalipsa de la capitolul 7, unde textul vine și vorbește despre evrei, cei 144.000 de evrei, acolo zice evrei din Israel, 144.000 de oameni din Israel, Martorii Iehova vin și susțin, își asumă și ei se pun în acel text, în acel verset, precum ei sunt acei 144.000, precum doar 144.000 intră în rai și au, știu eu, un anumit statut. Bine, dragilor, citiți Biblia, în Apocalipsa 7 nu e vorba de Martorii Iehova, ci e vorba de izraeliți, 144.000. Din nou, erezie deplasată. O altă erezie a Martorii Iehova, erezia numărul 15, nu pot înțelege Biblia, zic ei, fără acordul, fără ajutorul celor 3 sau 2-3 bătrâni din adunare. Ei vin și susțin că nu poți să înțelegi Biblia, trebuie să vină cineva să studieze cu tine. Nu, dragilor, noi trebuie să citim Biblia, pentru că noi nu suntem proști, și să înțelegem ceea ce citim, ok? Deci n-ai nevoie de cineva să spele creierii. Citiți Biblia, dragilor, citiți Biblia. A 16-a erezie, ca și adventiștii, ei susțin că atunci când un om moare, intră într-un somn. Ei se iau din textele din Ecleziastul, care Ecleziastul vorbește din punct de vedere a unui om fizic. Pe când toată Biblia susține că tâlharul de pe cruce, Luca 23, a fost în rai instantaneu, astăzi vei fi cu mine în rai, Apostolul Pavel zicea că știu unde mă duc, aș vrea să mă mut să fiu împreună cu Hristos, dar vă este de folos să rămân aici cu voi, Filipeni 1 cu 21 până la 23. Moise, când a murit, n-a intrat într-un somn, s-a dus în rai și se arată Moise la schimbarea la față, Matei capitolul 17, și sunt texte care arată clar, ascultați predica despre unde se duce sufletul după moarte. Din nou, o erezie a Martorii Iehova, ca și la adventiștii, susțin că un om când moare intră într-un somn. Nu intră în niciun somn. Tu intri în somn când ești obosit, când ai tăiat lemne sau ai băgat niște betoane.
când un om moare, instantaneu ajunge în rai sau instantaneu ajunge chinuit în locuința morților, biblic vorbind. Ascultați predica despre unde se duce sufletul după ce moare. A 17-a erezie a martorilor Iehova, după cum am spus, ei se numesc martorilor Iehova, dar ei nu sunt urmașii lui Iehova. Iehova înseamnă Dumnezeul lui Avram, lui Isaac, lui Iacov, înseamnă eu sunt cel ce sunt, înseamnă cel care există prin el însuși, eu sunt cel ce sunt. Dumnezeu acesta ne-a dat niște reguli care și sunt în Scriptură. Martorii Iehova au regulile total și au practica crezul total pe lângă Scriptură. De aceea nu ei sunt adevărații martorii Iehova. A 11-a erezie, ei vin și susțin că în mod invizibil Hristos a întors în anul 1874. Ei vin și susțin că s-a întors Hristos și îi fac tot felul de... De fapt, martorii Iehova din prezent aici sunt gnosticii din cartea 1 Ioan. Dacă citiți 1 Ioan, apostolul Ioan vine și acuză pe mulți oameni care atacă divinitatea Domnului Iisus, care atacă la învățătura lui apostolilor. De-aia zice, cine nu rămâne în învățătura aceasta nu are pe Dumnezeu. Ei vin și susțin că Iisus Hristos a întors într-un mod invizibil în anul 1874. Citiți pe Google să vedeți. O altă erezie care avem, Russell, așa a zis un lider, a fost un eretic. Dacă citiți despre Russell, cine a fost și ce bănete acolo și așa mai departe. În anul 1913, unii fondatori, în anul 1913, dacă citiți pe Google, unii lideri din Martorii Iehova au făcut sacul de grâu, care atunci era foamete, îl dădeau cu $60 sacul de grâu. Enorm, când sacul de grâu era câțiva dolari în timpul acela. În anul 1931 au făcut turnul de veghe, din câte știm. Ei aveau un alt nume, ei se numeau studenți în Biblie. În anul 1870 și după 9 ani, ei au pretins că după 9 ani ei au pretins că să le dea un alt nume și li s-a dat, din câte știm, numele de martorii Iehova. Ei se numeau în 1870 studenții din Biblie. Ei pretind și astăzi, ca și atunci, că ei sunt singurii care au adevărul. În anul 1914 ei au prezis că vine Armagedonul, din textele din Daniel capitolul 12 și alte lucruri. În 1915-1916 acest om care a pretins că vine Armagedonul și lupt din știu sfârșitul a murit, și apoi Joseph a preluat în 1918 că ci că biserica va fi nimicită și alte lucruri. Niște erezii, Doamne ferește, Doamne ferește. V-am dat așa în mare să ascultați. Deci, ca să fac o concluzie, cele mai mari erezii a martorilor Iehova este că ei nu cred că Iisus e Dumnezeu, au o Biblie modificată, nu cred în Trinitate, Iisus a fost răstignit pe un stâlp, iadul nu-i veșnic la ei, Dumnezeu nu l-a omorât pe Iisus, nu fac transfuzie de sânge, au cărți pe lângă Biblie, cu toate că Biblia e modificată, la ei au alte cărți, treziți-vă, turnul de veche, au niște bălării grave. Dragilor, cam așa stau lucrurile, am căutat dacă să vă spun lucrurile acestea. Dacă ești la martorii Iehova, ieși din cultul lor, fără discuție, dacă vrei să te duci undeva la o adunare, cu siguranță nu la martorii Iehova. Ei sunt eretici, nu ei sunt adevărații martorii Iehova. Domnul să vă binecuvânteze și până data viitoare, citiți Biblia. Pace!